Laura Albu e persoană cu foarte multe pălării, să zicem. Mie așa îmi place să spun că am mai multe pălării. Fiecare grup cu care mă întâlnesc mă cunoaște dintr-o altă perspectivă, dar sunt o persoană curioasă, așa că am fost interesată să dezvolt proiecte în foarte multe domenii, așa încât am reușit să combin dezvoltarea rurală cu egalitatea de șanse, cu violența împotriva femeii, cu cooperarea transnațională, cu rezolvarea de conflicte și așa mai departe. Și Laura Albu e o persoană care nu se plictisește niciodată. Practic, întreaga mea viață mi-am petrecut-o doar în sectorul non-profit. Primul meu loc de muncă ca și sociolog a fost tot într-o organizație neguvernamentală. După aceea am lucrat într-o organizație care dădea granturi și eram în legătură directă cu beneficiarii fundației și multe dintre problemele cu care aceștia se confruntau într-un fel mă atingeau și pe mine personal. După care, atunci când s-a ivit ocazia, în 2000, să zic, în 97, să zic, e anul debutului meu pe zona aceasta de lucru cu drepturile omului, cu drepturile femeii, ca și drepturile omului, dar anul 2000 este anul în care efectiv am înființat Centrul de Mediere și Securitate Comunitară. Și tot ceea ce consideram că nu este prezent ca și răspuns la nevoile comunității, am încercat să introduc prin modele noi de bune practici pe care le văzusem în alte țări sau în alte organizații cu care lucrasem anterior. Deci să zicem că anul 2000 a fost un an important pentru implicarea mea în directă în activism. Aici avem definiții diferite despre ce înseamnă un lider. Un lider, nu cred că poți să-ți propui să devii un lider. Poți să-ți propui să devii manager. Poți să-ți propui să devii, știu și eu, coordonator de proiecte. Cred că lider devii în momentul în care observi că cei din jurul tău consideră că ideile tale sunt interesante sau că ar avea șanse să produci schimbarea și consideră că vor să meargă împreună cu tine. Și atunci când vezi că opiniile tale, propunerile tale sunt urmate de mai mulți oameni. Probabil că nu poți să fii lider de unul singur. Lider ești în momentul în care cineva consideră ideile tale ca fiind inovatoare și cumva nu neapărat că te urmează, când ci merg împreună cu tine mai departe. Așa că poți să-ți, din punctul ăsta de vedere, cred că e o diferență între manager și management care poate fi învățat ca o tehnică, tehnici diverse de management, să înveți multe lucruri despre cum să conduci o echipă, să coordonezi o echipă, dar cred că lider ține de partea umană a fiecarei persoane și atunci cred că e foarte mult legată de interiorul unei persoane, de modul în care vede lumea și modul în care interacționează cu ceilalți. Și de asta probabil că nu cred că mi-am propus să fiu lider. Cred că la un moment dat observi acest lucru, că ești considerat un lider. Nimeni nu-și nu cred că poți să-ți propui vreau să fiu lider, pentru că indiferent ce le spui tu oamenilor, că e o idee bună în ceea ce le propui tu să încerce lucruri noi, dacă ei nu te urmează, nu poți să-ți pui eticheta de lider, pentru că nu ești un lider adevărat, decât dacă mai sunt câți oameni care consideră că ce faci tu e ok.
Unul dintre lucrurile care m-au condus aici au fost lucrurile pe care știam că nu vreau să le fac. Încă de când eram în liceu și în facultate, în tranziția între comunism și postcomunism, când am făcut eu prima facultate, că a doua am făcut-o imediat după căderea comunismului, după ce m-am abandonat-o pe prima, era legată de predictibilitatea viitorului și faptul că ai un destin prestabilit. Acest lucru nu l-am acceptat niciodată și m-am considerat și mă consider în continuare un om liber, astfel încât drumurile deja trasate pe care cumva știi încotro mergi, nu sunt drumurile pe care mi le-am ales. Întotdeauna mi-am asumat riscuri, am vrut să încerc lucruri noi, chiar dacă acestea nu erau neapărat sigură că vom ajunge unde ne-am propus. Am considerat că, de fapt, constanta în viața mea este schimbarea, poate spre disperarea colegilor mei, pentru că sectorul ONG îți oferă flexibilitatea de a putea să schimbi lucrurile în timp util. Mi se pare că structurile publice sunt greoaie și cele academice și au foarte multe reguli și regulamente care trebuie urmate și dacă vezi că un lucru nu merge și trebuie să schimbi ceva, ai nevoie de foarte multe aprobări și foarte multe demersuri ca să poți să faci cea mai mică schimbare în sistem. Ori, ca om care este, a cărui moto este schimbarea în fiecare zi, sectorul ONG pentru mine a fost un sector care mă oferea libertate de mișcare, de creație, de a putea încerca să schimb, de a veni cu modele noi. Chiar și anii în care nu am avut nicio finanțare și mi-a fost foarte greu, să zicem, și în plan personal, pentru că există anumit confort într-un loc de muncă stabil, pe când sectorul non-profit, cel puțin în România, este un sector în care sunt ani în care poți să ai finanțare și atunci ai și tu un salariu și ani în care nu ai finanțare și atunci ești voluntar. Dar nu aș renunța la această viață în niciun moment. Accept provocarea de a fi mai, din perspectivă financiară, de a nu avea un venit constant, însă de a avea libertatea să îmi aleg proiectele, să-mi aleg direcțiile și să încerc în permanență lucruri noi. Suflet. Fiecare a avut ceva care a fost important pentru noi, atât în ceea ce privește lucru cu femeile victime a violenței domestice, toate programele de consiliere, asistență juridică, campanii pe care le-am făcut, toate programele de dezvoltare rurală în care am lucrat cu femeile și cu micii producători, toate întreprinderile sociale pe care le-am înființat și apoi a trebuit să le închidem pentru că au eșuat financiar, dar în continuare consider că au fost niște modele interesante. Multe dintre ele continuă și sperăm să aibă și succesul financiar meritat, pentru că ca și modele în sine, cred că sunt modele bune pentru comunitate, sunt modele aproape de toți cei care fac parte dintr-o comunitate, cum e cea ieșeană, și de aceea cred că este foarte mult de lucru întotdeauna în acest sector și nu, cum spuneam, nu te plictisești niciodată. În primul rând, faptul că de 22 de ani lucrăm cu asistența victimelor violenței domestice pe raza județului Iași a fost o constantă pentru că, în primul rând, aici suntem localizați,
aici ne-am înființat. Inițial, sediul fundației a fost în orașul Iași. Acum suntem într-o comună în Miroslava, lângă Iași, în zona rurală, pentru că majoritatea persoanelor care apelează la noi, femeilor care apelează la noi, sunt din mediul rural. Considerăm faptul că, în primul rând, la nivel de politici publice, ne-am implicat foarte mult, inclusiv la nivelul local, legat de introducerea unei bugetări care să se bazeze pe nevoile specifice ale femeilor victime ale violenței domestice, la nivelul primăriei Iași. Încă mai avem de lucru în zona asta. În ceea ce privește conștientizarea comunității de a consuma local, de la producătorii locali, întreprinderea noastră socială, Roade și Merinde, este cea care încearcă să conecteze cele două lumi, ruralul și orașul. Clienții noștri sunt persoane de pe raza municipiului Iași, din comunele adiacente. Producătorii noștri sunt cei care sunt de pe raza județului Iași și încearcă să intre pe piața ieșeană, să mănânci sănătos și să sprijin comunitatea locală. Ține foarte mult și de o economie verde, ține de o economie sustenabilă. Și considerăm că aici, cu cât mai mulți dintre noi vom fi alături de ceilalți și le vom arăta care sunt avantajele să cumpere de la cei din jurul Iașului, acest lucru va conduce la o viață mai sănătoasă pentru noi și la o viață mai bună pentru producătorii locali. Cred că orașul Iași are foarte multe organizații neguvernamentale foarte active, care au foarte mulți profesioniști foarte buni. Avem o rețea de organizații foarte bune în zona serviciilor sociale. Nu avem finanțare pentru organizațiile neguvernamentale din sectoarele noastre și pe zona de tineri. Sunt foarte multe organizații și pe zona de organizații civice. Locul unde mai este loc, mă repet aici, zona. Noi am crescut într-o perioadă comunistă și mai puțin, sigur, tinerii, dar tot ce înseamnă activism, tot ce înseamnă cultură a voluntariatului, care este un lucru normal în țările vestice, în România este un lucru destul de puțin folosit. Oamenii, avem această experiență, am lansat recent Helena Helpline, care e un helpline pentru femeile victime ale violenței domestice, inclusiv pentru femeile din Ucraina care au venit acum în Iași, și femeile și copiii din Ucraina. Acolo lucrăm foarte mult cu profesioniști care răspund la telefon non-stop și am format foarte mulți voluntari, dar din păcate am observat că voluntariatul nu are aceeași încărcătură pe care o are într-o țară din vest. Foarte puțin dintre cei cu care lucrăm în calitate de voluntari au înțeles că ar trebui să își dedice ceva ore din timpul lor în mod constant. Acest lucru e mai ușor de obținut în vest. Deci aici consider că mai este de lucru în zona de voluntariat. Voluntariat în ceea ce consider eu că e o activitate constantă, nu o activitate punctuală. Am participat odată pe an la un marș sau am donat niște hăinuțe de care nu mai am nevoie unor persoane defavorizate, ci faptul că sunt partea comunității mele și săptămânal îmi dedic măcar 2 ore să fiu alături de organizațiile din oraș care au nevoie de resurse umane și nu au suficiente resurse pentru ca să angajeze oameni. Punctul 1 și punctul 2, unde mai este de lucru la nivel de activism, la nivelul județului și orașului Iași, în general, dar și la nivel național,
este faptul că nu avem cultura atunci când dorim să facem o schimbare, să ne mobilizăm și să ne alăturăm unei mișcări, să zicem, chiar și a unui protest, a unui marș public sau a unui... De asta, de exemplu, ceea ce se vede în afară, marșurile acelea ale femeilor împotriva violenței sau marșurile împotriva totalitarismului sau a unor politicieni de genul celui cum a fost Trump, ca să luăm doar exemplul american, sau mobilizarea din Polonia sau din alte state membre ale Uniunii Europene împotriva unor legi care limitau drepturile femeilor. În România, eforturile pentru a aduce alături de această mișcare un număr mai mare de persoane sunt foarte mari, pentru că de obicei considerăm că altcineva trebuie să facă acest lucru și noi nu ne vedem ca persoane care sunt afectate de ceea ce se întâmplă. Așa încât partea de conștientizare a modului în care legislația incorrectă ne afectează sau deciziile uneori ale politicienilor care sunt greșite ne afectează, nu găsesc întotdeauna un răspuns corespunzător. Cred că nu există un anumit tip de instituție cu care se lucrează cel mai greu. Instituțiile sunt formate din oameni. Cred că unul dintre blocajele pe care le punem în permanență este că etichetăm foarte mult pe cei cu care intrăm în contact și considerăm că dacă fac parte din un anumit grup, vor răspunde într-un anumit fel. Nu mai avem capacitatea de a încerca să vedem oamenii din fața noastră ca oameni cu defecte și calități, persoane complexe, și etichetarea oamenilor cu care intrăm în contact e principalul blocaj în a obține un răspuns la problemele pe care le avem. Orice instituție publică, orice politician, orice, să zicem, entitate cu care colaborăm, în final, în spatele acelei instituții sunt niște persoane reale cu nevoi, cu blocaje proprii, și dacă reușim să găsim calea comună prin care să găsim un punct comun, întotdeauna acesta este punctul de unde poți să înceapă o negociere sau ceva. Sigur că ieșind din partea de etichetare, e adevărat că atunci când lucrezi într-o lume de activiști în sectorul non-profit și te știi cu majoritatea celor care lucrează în zona asta, e mai comod și mai confortabil să comunici cu ei. Dar asta nu înseamnă că am avut colaborări foarte bune cu reprezentanța instituțiilor publice, la fel cum am avut și colaborări proaste sau lipsă de răspuns, care din nou este un răspuns, și la fel la nivel de comunicare în media sau cu instituțiile, cu universitățile sau cu... Da, deci blocajele există întotdeauna, dar sunt la nivel individual și mai puțin instituțional, din punctul meu de vedere. Asta personală, cred că am avut noroc să fiu într-o familie pentru care toate ideile mele de schimbare au fost întotdeauna întâmpinate, dacă nu cu zâmbete, cel puțin nu cu blocaje. Noi ca și familie am avut mereu și în relația cu copiii o filozofie care promovează libertatea de gândire și faptul că fiecare entitate din familia noastră, chiar dacă e de vârste diferite,
are propria viziune asupra vieții și această viziune trebuie respectată. În plus, în plan personal, îmi dau seama că întotdeauna am putut să fac alegerile pe care le-am făcut și acest lucru nu s-a izbit de, să zicem, blocaje sau pe care am văzut că alte familii uneori le întâmpină. Și am trecut prin probleme destul de mari în plan personal, mai ales în zona financiară, unde întotdeauna nu știam care dintre noi este cea sau cel care trebuie să se zboată, să reușească să-și plătească dările la timp, să aibă posibilitatea să meargă mai departe. Și suntem o familie mare, o familie mare în comparație cu standardul clasic de număr de persoane într-o familie. Locuim împreună cu copiii, cu socrii, cu căței, cu pisicile, cu prietenele copiilor și băieților, că am doar băieți. Așa că e o mare diversitate și acasă și cred că suntem buni prieteni, asta e marele avantaj. Părerea mea este că tânăr sau mai puțin tânăr, orice vârstă e potrivită să intri într-un activism civic și un activism real pornește de la o problemă personală. Întotdeauna intrăm, căutăm soluții la problemele nerezolvate ale societății. De obicei suntem fie afectați de o problemă de sănătate, cineva din familia noastră are o problemă personală, noi am trecut prin crize individuale care ne conduc către un anumit drum. Întotdeauna, pentru oricine intră într-o mișcare, ca să fie o mișcare totală, o dedicație totală din punctul de vedere al persoanei respective, tânără sau tânăr care vrea să facă ceva pentru comunitate, e momentul acela în care îți dai seama că nu poți să rezolvi doar problema ta individuală, ci rezolvând-o pe a ta, vei rezolva problema și altor oameni. Dar dacă intrai într-un activist acesta doar în zona asta de ca să te angajezi ca un job clasic, nu. Tinerii pe care i-am întâlnit au nevoie de adevăr, au nevoie de să înțeleagă că ceea ce fac are un sens și nu cred că va fi greu pentru... Sfatul meu este să-și caute cu adevărat locul în care consideră că pot să contribuie cel mai bine și oricine își ascultă vocea interioară va ști în ce organizații neguvernamentale se ducă.